Bun găsit, Cristina! Bun găsit, Florina! Bun găsit tuturor! Cristina, pentru că deja am spart gheața cu subiectul nostru anterior, pe cât de provocator, pe atât de inedit, aș vrea să încep astăzi un pic diferit. Și anume, să spun că din căutările mele, apropierea dintre nume și traumă propune nu doar o temă foarte nouă, ci una și de un interes mult mai generos decât mă așteptam inițial. De aceea, dacă în întâlnirea noastră precedentă noi am oferit doar niște discuții teoretice, am dat definiții, am încălzit un pic subiectul, ca să spun așa, astăzi aș vrea să facem o exemplificare ținând cont de tot ceea ce noi am discutat anterior. Adică, să luăm un caz concret. Motivul pentru care le propunem și ne propunem să facem demersul acesta este faptul că pe toți ne interesează să știm de ce nu ne place un anumit prenume pe care îl purtăm. De ce nu-l pot folosi? De ce nu-l pot accepta? Ce înseamnă, de fapt, faptul că noi nu putem să accesăm un anumit nume? A doua întrebare la care am vrea să răspundem este ce se ascunde în spatele acestui refuz? Care este motivul, explicația pentru care nu dorim să ne afișăm cu unul dintre prenumele noastre? Urmând ca în final să descoperim de ce este important lucrul acesta, la ce ne ajută, la ce ne ajută mult concret. Să investigăm, să căutăm și să aducem la lumină această informație. Și cum trecerea de la teorie la practică se face printr-un subiect concret, îți mulțumesc foarte mult că te-ai oferit să aduci astăzi chiar propriul tău nume ca exemplu. Și te invit să ne povestești un pic despre el. Da. Pentru că toți ascultătorii noștri te știu ca și Cristina Teașă. Da, m-am gândit că pot exemplifica acest context. Da. Numele meu complet este Elena Cristina Teașă. Doar că numele de Elena l-am folosit doar în școala primară, în clasele 1-8, fiind primul prenume, primul nume la catalog când eram strigată de către profesori, de către colegi, au preluat și au folosit acest prenume. Colegii cu care țin legătura probabil că spun și astăzi. Îmi da, spun da. Și astăzi, Elena. Dar în afară de situații oficiale, nu am simțit să folosesc prenumele Elena. Deci decât atunci când este cerință să-ți folosești întregul nume sau am considerat eu că așa se... Da, pe acte, probabil documente, înscrieri și așa mai departe, da, într-un cadru oficial, să zicem. Deci el a circulat într-un cadru oficial și nu într-un cadru personal. Corect? Mai adică... mult, exact. A pornit, uite, acum realizez că a pornit din cadru oficial, cel de la școală, da. Și s-a menținut în zona aceasta. Și practic, de când erai mică, și acasă, și prietenii, și familia, toată lumea ți-a spus pe cel de-al doilea prenume Cristina. Și pe acesta l-ai integrat, l-ai folosit, te-ai împrietenit cu el. Celălalt... Mai confortabilă, da. Chiar sunt curioasă, știi, cum ai făcut trecerea la liceu? Pentru că liceul a fost, e tot un cadru oficial în care se tinde să se păstreze regula de a fi menționată pe primul nume de după numele de familie. Fiind la o altă vârstă și am spus și am cerut probabil să se folosească acest prenume. Cu toate că am făcut liceu împreună cu două colege din școala generală. Care te știau sub prenumele de Elena. Elena și în continuare îmi spun Elena. Da, este interesant. Uite, până acum nu m-am gândit și nu am un răspuns. Deci a fost o perioadă în care ele au circulat practic împreună. Deci în perioada asta a adolescenței, datorită colegelor, cele două prenume au funcționat împreună. Foarte interesant. Foarte interesant. Și ulterior trecerea s-a făcut în mod categoric pentru Cristina Teașă și nu Elena Cristina Teașă. Da. Da. Acum,
Ca și în cazul meu, prenumele favorit este cel folosit de familie. Și câte ceva despre acest prenume Elena, având în vedere faptul că informația asta la care tu ai ajuns, și anume faptul că e bine să-ți folosești ambele prenume sau toate prenumele în orice fel de context, pentru că ele înseamnă ceva și au mai mare putere în momentul în care te reprezintă într-un alt mod. N-am vrut să întrerup povestea neapărat, dar chiar mă interesează să știu despre prenumele Elena. De ce anume ai simțit asta? Sau dacă ți-ai pus întrebări, sau dacă ai încercat să mergi un pic în spate pe filiera semnificației numelui, pentru că el are o semnificație frumoasă. Adică toată lumea știe că Elena provine din greacă, este chiar un nume precreștin, care înseamnă lumină, căruia i s-a adăugat pe urmă o conotație creștină cu ocazia sărbătorii Sfinților Constantin și Elena, mamei împăratului Constantin. Adică pe lumina inițială, pe filiera etimologică a numelui, s-a adăugat și una de o mare încărcătură. Deci, teoretic, acest nume este un nume foarte frumos, un nume bun, un nume puternic, un nume chiar în topul numelor preferate de către români, dacă nu cumva pe locul 2-3 în acest moment, al numelor preferate de români alese pentru fetițe. În continuare, după conform Institutului Național de Statistică, da, am verificat chiar relativ curând și știu sigur că prenumele de Elena este un prenume în continuare extraordinar de plăcut și de folosit. Nu am avut acces la toate aceste informații pe care le-ai menționat, dar totuși m-a preocupat acest subiect. De ce nu simt să-mi folosesc și acest prenume? Mai ales că m-ar ajuta popularizarea aceasta a tendinței de a-ți folosi ambele prenume. Da. Chiar mi-a indus un sentiment de vinovăție Oh. legat de faptul că nu simt să folosesc ambele prenume. Și Mm-hmm. pentru mine a fost revelatoriu ce ai spus tu în materialul pregătit împreună cu Monica Găitănaru Oh. despre semnificația numelui ca temelia poveștii tale personale. Mă refer la trimiterea către arborele genealogic, Am înțeles acum. către. Da, către a căuta să vezi cine a purtat acel nume, dacă este cineva care a purtat acel nume înaintea ta. Și atunci eu aveam informația despre o soră a bunicii mele care a avut acest nume și ascultându-te pe tine am făcut legătura. Mi-a picat fisa Ce mă și bucur! am înțeles de unde ar putea să vină această reticență a mea către a folosi acest nume. Pentru că, așa cum am descoperit folosind terapia prin regresie, reticența sau dificultățile survin de obicei din evenimente traumatice care s-au întâmplat la un moment dat. Sora bunicii mele a avut un destin tragic. A avut o viață scurtă. A murit foarte tânără într-un context de sărăcie și boală. Și atunci am înțeles, punând cap la cap informațiile pe care le-ai menționat în acel material, și am înțeles că numele vine împreună cu această informație traumatică legată de acea poveste. Și este pentru mine un subiect pe care să lucrez pentru a integra această poveste. Foarte frumos. Așa m-am gândit că aș putea să ajung la o împrietenire și cu acest prenume al meu. Da, foarte frumos, foarte interesant. Îți mulțumesc. Mă bucur foarte mult să văd că materialul pe care l-am pregătit cu Monica Căitănaru chiar a produs efecte. Și ăsta este și scopul pentru care ne întâlnim, scopul pentru care discutăm lucruri, ca din experiența noastră să ajungem la cât mai multă lume și să ajutăm să se integreze anumite informații. În ceea ce privește însă ambele tale nume, vreau să spun că este perfect de înțeles. Lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie și cu siguranță multor altor persoane legate de preferința pentru un anumit prenume și ocultarea
ignorarea, nefolosirea celui de-al doilea prenume. Însă ce vreau eu să spun este că în momentul în care folosești doar un singur prenume și la botez și în momentul în care ți s-a completat certificatul de naștere, ai două sau mai multe prenume, este ca și când ai opta să-ți folosești doar o singură mână. Tu având la dispoziție două și din cele două, toată viața trăiești folosindu-ți o singură mână. Pentru că cealaltă nu știi ce să faci cu ea, este inconfortabil. De asta, comparația mea preferată legată de nume este că el nu este doar ceva de la sine înțeles. Numele este un instrument. Și așa cum folosim un nume ca o mână, al doilea nume este ca cea de-a doua mână pe care le putem folosi împreună. Pentru că fiecare nume aduce un potențial, aduce o informație. Fie că este vorba de o informație care trebuie conștientizată, care vine de undeva din trecut, fie că este vorba de un potențial general valabil, așa cum este de pildă în cazul unui prenume atât de bun. Pentru că acum, într-adevăr, toate elenele au acces la informația pe care am menționat-o anterior. Nu mai vorbim de faptul că este și o sărbătoare foarte importantă, ortodoxă. Sfinții Constantin și Elena sunt milioane de persoane care poartă acest nume și care prin amprenta personală întăresc puterea acestui nume. Și asta este o informație generică valabilă pentru toată lumea. Motivul pentru care nu poți să accesezi un prenume atât de bun și un prenume atât de frumos se află întotdeauna în experiența personală, spatele, în trecutul nostru, în familia noastră. De ce nu beneficiem de aceleași informații? Pentru că în spatele nostru sau lângă noi există și alte tipuri de informații pe care ar trebui să le accesăm, pe care ar trebui să le descoperim. Și de asta ele toate fac parte dintr-un demers foarte personal, dintr-o acțiune specifică fiecare persoană în parte. Pentru că Elena este, de exemplu, pentru nepoțica mea, un nume extraordinar și de aici, de la interdicția de a folosi un nume care este o interdicție interioară pe care nu o poți conștientiza și al faptului că noi percepem o limitare și de aici mergem înspre descoperirea cauzei respectivă a traumei. Aici, bineînțeles, acesta fiind domeniul tău, tu ai mai multe de spus, da, care să lămurească un pic pe cei care ne ascultă. Așa înțeleg și eu acest subiect al traumei, ca o limitare. Este legat de ceva ce ni s-a întâmplat, da, dar acel ceva care ni s-a întâmplat a produs o schimbare în interiorul nostru. Iar această schimbare devine o limitare în ziua de astăzi. Și de obicei așa începe acest demers. Conștientizăm că astăzi avem această interdicție, o dificultate, poate o suferință, pe care nu o dorim astăzi. Da, ar trebui să intrăm un pic în subiectul ăsta ca să vedem exact care este sursa ei. Exact. Că ea se află în dreptul nostru, pentru că noi ajungem să purtăm aceste nume care au o anumită încărcătură, însă explicația poate să se afle, uite cum este cazul tău, la o sora bunicii, deci pe ramura maternă, undeva mai departe. Asta mă duce la două subiecte importante care țin de începutul discuției noastre, și anume faptul că cel mai important lucru pe care îl văd eu în relație cu numele este acțiunea de conștientizare. Să conștientizezi că ai acest al doilea sau al treilea prenume pe care nu-l folosești și să fii conștient de faptul că acolo există o problemă, ca pe urmă să putem să mergem, după ce stabilim acest fapt, să putem să căutăm explicații. Să facem ceea ce în domeniul medical se numește anamneză. Pentru că și la doctor când te duci și ai o problemă de sănătate, indiferent de ce natură, doctorul te întreabă cine anume în familia ta a mai suferit de boala aceasta, ce informații ai, poate mama, tata, bunicii, de unde anume se trage problema respectivă. Ei bine, la fel este și în cazul numelui. Acum,
ca să putem să scoatem din umbră aceste informații, vestea bună este că avem multe instrumente. N-am să fac decât o simplă menționare a două, trei dintre ele, pentru ca fiecare să înțeleagă că nu este atât de complicat. Înainte de a menționa arborele genealogic, înainte de a menționa terapia prin regresie, adică domeniile noastre, există cu siguranță și alte variante, una dintre ele fiind oferită de pildă chiar de referențialul arhetipurilor personale. Fiecare direcție în parte îți poate oferi un instrument de aprofundare și de descoperire a sursei traumei. Un instrument Ele, te bineînțeles, duce fac mai subțin. țintit ca o hartă, te duce Da. mai direct. Da, exact, da. Pentru că pe noi ne interesează să descoperim de ce nu este bine. Ca și la doctor, ai o durere undeva, dar trebuie să descoperi cauza ca să poți să rezolvi problema. Degeaba iei medicamente ca să rezolvi efectul dacă nu mergi pe linia cauzei. Și, din fericire, aceste instrumente există, ne sunt accesibile tuturor. Fie că e vorba de arborele genealogii și de o introspecție care nu este un demers chiar atât de simplu cum pare. Pentru că, la fel ca și terapia prin regresie, presupune un pic de efort, presupune un pic de ieșire din zona de confort. La fel ca și referențialul arhetipurilor, dorința de a merge în direcția asta, de a ieși din starea de ocultare și din asta e, asta sunt mulțumită cu ceea ce am, este suficient. În momentul în care ai un nume, pe care până în momentul acela nu l-ai folosit, ai o resursă. Asta trebuie să reținem. Ai o resursă. Înțelegi că ea vine cu un bagaj, această resursă tu poți să o deblochezi și poți să o folosești pentru tine. Bineînțeles, subiectul este foarte vast și el o să facă cu siguranță obiectul unei alte întâlniri cu alte exemple concrete. Acum n-am făcut decât să menționăm niște pași, dintre care cel mai important, și din punctul meu de vedere, dar cred că și al terapiei pe care tu o practici, terapia prin regresie, este conștientizare. Și între conștientizare și aflarea răspunsului, vestea bună este că avem instrumente și că merită să le accesăm. Merită să le accesăm pentru că ne ușurează drumul din a scoate la lumină, din umbră, darurile noastre. Da. Ca să putem aduce în viața noastră mai mult din ce ne dorim. Exact, da. Mai multă putere, mai multă bucurie, mai multă lumină. Așa este, așa este, Cristina. Îți mulțumim foarte mult pentru împărtășire. Ambele tale nume sunt nume foarte frumoase și, într-adevăr, Elena merită să fie folosit integrat. La adevărata lui valoare, da. Vă mulțumim pentru interes și vă așteptăm cu drag alături de noi la evenimentul Semnificația numelui ca temelie a poveștii tale personale, eveniment pe care Holistic Restart îl organizează la începutul lunii iunie. Găsiți mai multe detalii pe site-ul holisticrestart.ro și de asemenea vom anunța aceste detalii și în evenimentele noastre următoare. În cadrul acestui eveniment vom aprofunda împreună, atât din punct de vedere teoretic și practic, tema numelui. Până atunci, vă așteptăm cu poveștile voastre. Da, categoric. Da, pentru a putea răspunde cât mai bine tuturor întrebărilor. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă așteptăm cu drag în continuare. Mulțumim, Cristina. Mulțumesc, și Corina. pe curând. Pe curând, să ne revedem cu bine. Cu bine.